Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video din Red 2. Suntem alături de Arthur Morgan și vom merge să-l vedem pe indianul care are nume pasărea care zboară. Să vedem ce vom face aici. Ai venit? Da, bineînțeles că am venit. Is the files in the office above the refinery room? There, you see that light up there? Acolo. I see. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report. Adică mai bine zbutul care zboară, ok? Deci acolo sunt raporturile și banii, da. Sneak into this place? Am putea intra discret? Crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'm gonna take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Nu cred că asta este obiectivul. If you are quick. Cred că ne-ar trebui, a zis să mergem discret, să ne luăm și arcul. Hey Tom. Salut. Picking up? Yep. Supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay. Better get a move on then. Trenul de Saint Denis, ok, poți intra. Cred că trebuie să ne urcăm undeva pe sus și apoi intrăm la zona mică sau nu știu pe unde. Ora, ori este prea mult, dar ora așa este. E timpul să încărcăm căruța, ok. Hai noi să ne coborăm jos. Ești bun? Să ne luăm arcul. Mamă, n-a scăt de onoare, fac! Mamă, n-a scăt de onoare și când am omorât, trebuie să mor acum ca să nu vadă corpurile. Cred că știpul ăla nu ne vede normal, adică sper. Tu trebuie să fii Danbury. Danbury. Ce? Cine? Ce? Stai calm, nu o să fie lung. Hai să-l facem interogatorul cu el. Danbury. Yes. Ok. Da. Am nevoie de niște hârtii. Nimic important, un dosar despre un loc social. Nu vreți asta.
that seem important right now? Chiar îți faci grijă pentru asta acum? Vreau dosarul de la Land Oil Development Company. Ala despre petrol din Wapi. Adică este eu? Tu ce? Danbury. Gândește-te. Este foarte teribil dacă se pierde capul. Mai ales pe acest sol. Uite, e aici, e aici. Unde? Să luăm dosarul. Ok. You done good, Danbury. Ai făcut bine, Danbury, bravo. O să ai o promoție pe asta, o să fii promovat. Nope. Danbury. Danbury. Danbury, totul este bine. Tell the guard you're fine. Yes. Da, totul este bine. Now stay quiet. Acum. Or the officer will send me back to get you. Dacă nu, o să revin aici. Ok, încet, încet. Lasă armele și... Aruncă armele jos și ridică mânele în aia. Explozia a picat la fix. Sunt fericit că am reușit ca să le dau foc la petroliera aia lor, nu-ți face griji. Mamă, dar ce se vede focul? Am crezut că nu vrei ca să fie pus aici la toate faptele astea, dar și tot trebuie să o facem liniște. Vezi, nu știu ce se speră, dar cine știe, poate o să ne fie util. Uite banii tăi. Thank you. Mersi. Și trebuie să dau și la bandă, normal. Cred că pentru prima dată cred că rămâne numai pentru mine. Ok, și vom merge, cred că o să vedem pe Sadie Adler. Miss Sadie. Ok, este aici. Bun, mere să o vedem pe Sadie Adler. Avem, are un ceva pentru noi să vedem și are pentru noi Sadie. Cum ești, bine?
Am mers foarte mult timp de când a venit cu voi, adică am... Și a fost în sus de societate cu Doge. Oh, Doamne! Da, am putea zice că da. Atât ar trebui. Da, bine. Ok. L-am văzut pe Bill Williamson la o recepție și am fost cu primarul de San Denis. Ok. Da, aveți piste? Da, cred. Hai, Arthur, ce să vorbim? Doamna Adler, vreau să ne scuzi. Când aș putea să vin și eu, la voi la un joc? Am putea domina lumea, dacă... Sau n-am mai rămâne mult din ea? Ok, bun. Și stația de tramway. De tram. Am fost acolo. M-am uitat bine. I think we can hit it. Și cred că o putem ataca. I ain't never robbed in a city before. N-am mai făcut asta nici într-un oraș. Vii cu mine, tot timpul. Dar trebuie să mergem numai noi doi, nu? Ne mai trebuie persoană în plus. A zice Lenny, nu Michael? Bun, dacă vrei să ai un masacru și bani, nu. Da, este ușor. Spune să se schimbe foarte. What is that? Ce e asta? What the fuck? Ce e asta? Kieran? What the hell have they done to me? Cine a făcut asta? Uite-te în decupat. O'Driscoll vin. Asta, O'Driscoll. Pe mama la fac. Să mergem jos. Ok. Ce se întâmplă, O'Driscoll? Stai departe de ferestre. Care e cu multe rotele. Trebuie să mergem la ferestre, John, tu mergi la fereastra aia, Charles, tu mergi la ușa aia, Arthur, tu în fund. În partea din spate. Hai, spate, fereastra. Mamă, dar ce m-a scădut viața, serios. What the fuck? Am zis că toată lumea este... Hai să ștergem un pic, profităm. Mamă, dar... Să facem acum de viață cu arma asta. Hai, să ne întoarcem în casă. E nevoie de tine în casă. Are
de energie nu am viață aproape deloc. Ați pierdut, fugiți! Nașilor! Toată lumea este bine? Da, cred. În afară de Kiden. Poor kid. Săracul copil. Mr. Swanson, you take this boy and bury him someplace near, but not too near, of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, trebuie să ne ocupăm să facem curățenie. Come on now. Ok, haideți la lucru. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. Ura lui nu are limite, nici a mea. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. O să înțeleg. Meet me near the trolley station. Trebuie să mă găsești unde stați de tramway. Ok, vom merge să jefuim o gara. A fost tare misiunea asta, doar păcat că l-am pierdut pe Kate. Nu a salvat viața și ne-am putut-o salva pe voi. A fost bătut ca toți noi la sută, ca toți noi împreună a avut curajul. Wow. Da, cred că a fost curajos pentru că i-a omorât pe trei acolo, doar cu un cuțit. Ok, vom merge să-l vedem pe Dot să jefuim stația de tram, ok. Continuăm aventura. Ok, trebuie să jefuim stația de tram, vai, de tram. Să ne luăm pe armele astea, cred că nu este ajuns. Pentru că am mai făcut toată misiunea asta și n-am luat armele și am ieșuat. Uitam unde sunt. Uite aici. There you are. Come on. Keep walking. You're late. Days in this place you turned into some clock watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear. Be reborn. Where the hell is Tahiti? South Pacific. An untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. Și cine este acolo? We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. Uite acolo. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then look, we're done. Now we need money. Bronte said this place has got money. Come on! Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, we just want money. All your money now. Don't make us kill you. Mr. M, leave these fine folks or their valuables. Mr. S, check that room back there. You need to give me all your money. Now, what's your choice? Take kindly, open that gate and let my... Now, I'm gonna need everything you got on. Okay, fine, it's yours. Okay, hell no. Let my acquaintance... There's nothing much here. What the fuck? There's nothing really here. You're sure? Don't move a goddamn muscle. Then get out here and get ready for company. All of you! Behave! We don't want to hurt any of you. Mr. M, check the safe. Okay. Sure. Open it.
I don't think they keep much cash in there. Nu cred că țin prea mult bani aici. Deschide. There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. Trebuie să aibă lichid. Acolo uite că e bine. L-am uitat, nu este nimic. Doar câțiva dolari, atâta tot. Da, avem o problemă. Sunt foarte mulți polițiști pe afară. Ah, ne-a vântis o capcană. Domnilor, faceți ceva. Haideți după mine, domnilor. Să mă rog să mergem în Tahiti. Ok, iar n-am armele. Dot. Bam, de-ai ciudat că nu l-a putut obține și acum l-am putut. Keep that wagon intact, okay? We might need it.
toată lumea este bine, nu vă face lucruri. O să ne scoatem noi de aici. Nu prea aș crede, dar... I think we're clear. Cred că este bun. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Da, uite-te. You're a good kid. Ești un bun. We each got $15 and a quarter. $25 Foarte important. $25 Dați asta. Mi-am zis o capcană. Și eu ca un... Și ne-a trimis poliția. De ce ne-a face asta? De ce ar face asta? Crede că orașul lui îi aparține. Nu îi place oameni ca tine. Dar atunci... Ce să facem, Dodge? Ne trebuie bani. One more decent tick and we're gone. Să reușim ceva mare și banca este soluția. Osea este de acord. Mai ales după asta. Am cunoscut zile mai bune. Da, nu-i nimic. Hai, vă duc în câmp. Bravo, te-ai descurcat bine. Dar aș fi preferat să se termine altfel. Nu putem câștiga tot timpul. 47? Da, 16. Ah, 16. Deci... Ok. Să vedem ce misiune vom mai avea. Vom vorbi cu Dodge și ne continuăm aventura. Parcă el are camera aia mai șmecheră. Bună, Arthur. Votul tău este decisiv. Despre ce? O ne lăsăm insultat? Sau mereu și ne ocupăm de... Inutil să ne răzbunăm. Nu este... o problemă de răzbunare a Gelobo. Ok? Ok. Și că o să mergem să jefim banca în orașul său? Unde oamenii... Păi, o să ne ocupăm de lemn, nu sunt de acord. Nu este alta soluție, îl cunosc foarte bine și... Ok, mamă, de ce după de trece n-a pus să citesc? Nu avem nicio șansă cât timp el este în viață. Vreți ca să plecăm din această țară? Avem nevoie de bani. Uite-te, suntem aici. Ultimul... nostru jaf din toată cariera. O să fim în Tahiti și o să recoltăm fermieri. Dar avem nevoie de un capitan și ca să ne plătim transportul. Știi asta, eu știu. Scuzați-mă. Vezi? Ai încredere în mine, Arthur. Da, după tot. Afacerile sunt afaceri. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Între noi și în... Arthur, come on. Și în viitorul nostru, Angelo Bronte este. O să ne distrugi pe toți. Hai să mergem. Am auzit vorbind despre asta mai aproape tot timpul. Dacă tu zici... Hai să mergem să vedem pe cineva care o să ne propună o barcă. O barcă? Da, este lângă un oraș, La Grez. Și l-am cunoscut pe un tip, Thomas, care cunoaște locul ca buzunarul său. Și o să mergem cu o barcă și să luăm prin, prin surprindere. Și după ce cum a supraviețuit cu trenul, o să aibă mai multe gărzi. Deci, ca să-l protejeze. Okay, follow me. Ok, hai după mine. Thank you. What? For taking my side back there. Okay, it ain't about sides. Got your number, Arthur. Ok, ce se întâmplă când citesc? Nu sunt prea atent la drum. So, you
you were saying? Feels like Jose has lost his spine. Let's move on, Bronte. Is it for the bank job or revenge for what happened at the trolley station? Both. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in San Denis in his back pocket. Storico traffico San Denisu este un giornale sau și un plus ne-a antisopra când și la loc pe micul Jack Tanu să vede. Storico a uitat cum ne câștigăm noi viața. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards to make a future for us. I know, but when did you become so small-minded? Unde ți-i spirit? If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. There simply isn't a reality in which we do nothing and get everything. Totul este foarte simplu. Anyway, here we are. Uite. Let me do the talking. Lasă-mă pe mine să vorbesc, am ajuns. Thomas, Thomas. Oh. It is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's going to help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend, can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. One can, I can. We'll pay you for your trouble. Bringing him trouble won't be no trouble for me. Business partner Jules, he's out on the skiff. Need to check with him. Plus, I need to check the trap. Would you come with me? Of course. Shouldn't take too long if we can find him. Deschideți ochii, sunt foarte mulți aligatori, adică crocodili, se scoate mari, genial. Arthur, nu se pare că se teme de reptile. Da, o să mă întreb când o să fii tu față față cu ele. Un alt predator primitiv. Arthur este un adevărat comic. Dacă tu zici, domnul Dutch, haideți pe aici, urmăriți-mă. Și stați pe pământ. Asta nu este pământ, este o mocerlă. Da. Nu, ok, n-am înțeles, a zis ceva de dificil. Uite capcanele, nu sunt prea departe. A, uite, ăsta cred că... Domnul Dutch. Arthur, verifică ce-am lăsat acolo cu mine, ok. Aceasta este goală. Ok, mai mâncă câteva pe aici. Vreau să văd ce mi-a trecut pe lângă picior. E sigur că puteți să-l afrontați pe Bronte? Da, nu sunt genul... Stați lângă mine și urmăriți-mi urmele. Am bună intenția, Thomas. Și tu, Arthur. Vezi ceva? În afară de mos pe aici? Eu ador. Este liniștit.
Nimeni nu se plictisește. În afară de oamenii de noapte. Da, sunt oameni ciudați care vin pe aici. Sunt mai periculoși ca animalul, da. Ok. Stai unde ești, un crocodil. Încerca să nu miști, să nu miști. Decât mișcați. Bun. Putem continua. Este o altă capcană. Și mă întreb de ce Jules nu a revenit încă cu barca. Putea să domnul Martin, capcana asta este blocată în mocirlă. Ok, să l ajutăm. Oh. Guess something didn't want to be caught. Se pare că nu s-a lăsat prins. Doamne, deci este adevărat? Ce? Umblă niște zvonuri despre un mal imens. Poate a fost el. Nu știu ce a putut face. Să sperăm că tu o să mori primul doci. Putem continua să mergem? Nu vreau ca să rămânem pe aici. Ok, imaginem că poate să aștepte. Ok, să mergem. Nu știu care este diferența. My God, there's no shortage of them. Good evening. Us or that? Exactly. Noi pentru ei, vom face un bun festin pentru ei, da? Ar fi trebuit ca să ne întâlnim cu Jules. Ok, Arthur, văd că te simți ca la tine, tu să mergi în dreapta, noi mergem în gol, ce? Ok. Okay, să ce faci acum un copac? Este un monstru, un monstru adevărat. Ești bine acolo? Am văzut un monstru, de unde? Un monstru enorm, aproape m-a mâncat. Pe unde am mers? Trebuie să fie prin zonă, ce? Cel mai mare aligator pe care l-am văzut vreodată. M-a făcut să pic în apă și apoi a venit după mine. Tu trebuie să fii jur. Unde este barca? Uite, este acolo. Am fugit. Deci? Ok, și pe unde a plecat monstrul?
Era acolo, pe acolo, cred. Ok, deci am mers bine. Ok, am putut să trec prin astea, serios. Am găsit barca pe aici. E blocată. Eliberată. Haideți. Hai să mergem. Da. Vă rog. Cine sunt oamenii acestea, Thomas? Nu-i mei prieteni, nu o să te spun mai târziu. Suntem foarte fericit că am făcut cunoștință cu tine. Am crezut că o să rămân toată noaptea. Ce ai făcut în copac? Am văzut un aligator enorm, de două ori mai mare decât ceilalți și de două ori mai rău. Ce-a fost asta? O trebuie să ne trag eu? Da. O să ne iei doar câteva minute. Este o idee bună. Dacă este un monstru gigantic, o să-l vedem de departe. Voi doi veți trage. Da, da. Da, știu că este numai o legendă, Jules. Du-te. Serios? Nu? Ok, nu ne putem pierde barca, Arthur, repede. Hai, Arthur. Dar nu pot să merg. Serios? Nu. Bun, ok. Uite, uita în spatele tău, serios? What the fuck? Mamă, dar ce mare mișcă! Hai, Doamne! Uite mai repede, hai, Arthur, hai, vezi piciorul meu! Hai, gădiți-mă! Mamă, repede! Concentrează-te pe barca! Cel mai repede. Hai de aici, o să-l prind. Sunteți bine? Ok, ține asta și o
oprite sângerarea. O să fie bine. Da. Trebuie să punem presiune pe... I've stopped the bleed. Am oprit hemoragia. If you don't get a fever. O să treci dacă nu o să prinzi febra. Febra, știm cum să o... is the least of our worries. Look who's back. Uite, stare întors. Cred că a primit destul deocamdată. Bun, putem pleca acum. O să fie bine. Îmi pare rău. Se pare că aceste prostii n-au fost doar niște... Este rar. Care mi-a făcut să mă gândesc la tine. Nu am crezut că stau niciodată că o să strigi de teamă. Da, da. Aveți nevoie de ajutor? Jul a fost mâncat. Este o mospă aici. Hai să mergem mai repede, Nate, să se infecteze. Mulțumesc. Mulțumesc la voi doi. Sunt la serviciu vostru oricum. Găsiți-mă aici, perfect. O să mă întorc în casă să-i calmez. Doamna Oshinko ne-a creat probleme. O să recuperi bebe și ne regăsim aici, Arthur. Domnul Arthur? Aveți grijă. Este un monstru în regiune. Nu voi oprești pentru acest episod și, ca de obicei, dacă vă place, nu uitați să vă abonați și să dați un share. Ciao, ciao!